Lola și emoțiile. O resursă pentru clasa pregătitoare. Bună tuturor! Eu sunt Lola. Un cățel care, la fel ca voi, simte multe emoții, cum ar fi bucurie, atunci când stăpânii mei se întorc acasă, tristețe, când ei pleacă fără mine la plimbare, frică, atunci când un câine mai mare începe să mă latre, furie, atunci când un hoț dă târcoale casei mele. Toate aceste emoții cu toții le simțim, iar uneori simțim mai multe emoții deodată. Tu ce emoții crezi că ar simți Lola dacă stăpânii ei ar adopta o pisică? Alege una sau mai multe emoții și desenează-le. Poți face 2 ochi, 2 sprâncene, un nas și o gură tristă, speriată, furioasă sau bucuroasă. Așadar, să cunoști și să recunoști emoțiile oamenilor și ale animalelor este un lucru minunat și util. Mai ales atunci când în viața ta apare cineva nou.